Aduceți aminte când fiul cel mare s-a dus la tatăl său și a făcut o recapitulare a vieții sale întregi. Vă amintiți ce a zis tatălui? Tată, îți slujesc ca un ucenic. Ne? Nu? Ca un ucenic de atâta vreme. E rob sau ucenic? Ucenicia e oare robie? Niciodată nu s-a încălcat porunca. E robie sau ucenici. Robie sau ce. Foarte interesant că doi dintre dumneavoastră mi-a spus că e robie. Foarte interesant de ce nu calci porunga lui Dumnezeu. Pot să nu calci din mai multe puncte de vedere. Unul este pentru că am fost rob atâția ani și de aia nu am călcat porunca. Și cealaltă variantă care ar fi? Mi-a plăcut să nu scalc porunca, m-am bucurat să nu calc porunca. Eu știu. Nici nu mi-a trecut prin gând să scalc porunca, dar de ce să scalc porunca, Doamne? Mulți avem impresia că în momentul în care călcăm porunca e o sau, eliberare, dovada libertății, că uite ce tată bun am, îmi dă voie să-i calc și porunca, uite ce tată bun am. Ciudată, ciudată minte, ciudat fel de... Deci nu ți-a încălcat porunca niciodată și tot niciodată nu mi-ai dat și mie un ied să mă veselesc împreună cu prietenii mei. De ce nu i-o fi dat, tată? Poftiți? De ce nu i-o fi dat? Doamne, să, -ți, să nu-ți dea tata nici măcar un ied așa, o viață întreagă, să nu-ți dea ce fel de tată e, ce fel de Dumnezeu e, ce fel Foarte interesantă mentalitatea asta de rob. Foarte interesant. Tatăl îmi povestea că bunicul i-a zis la un moment dat băiatului cel mare, avea pat, trei băieți și o fată, băiatului cel mare, unchiul Mircea. I-a zis, zice, du-te bă și tu până la Târgu Jiu să vezi o problemă, nu mai știu de ce, trebuia să verifice ceva. Aveau ei niște pământuri, nu știu. Nu știu exact de ce s-a dus. Ai înțeles? Și un a zis, da. Numai că au uitat să-i dea bani de mașină. Să se ducă până la Târgu Jiu. Și distanța din Bumbești până la Târgu Jiu era de 20 de kilometri. 20. Și a mers pe jos. Acum, după ani de zile, vorbeau ei. Mă, te-ai dus de drag sau te-ai dus de... De ce te-ai dus pe jos? De ce n-ai zis, bă, tată, dar dă mi, dă -mi -a 5 lei sau cât erau acolo. Să mă duc o mașină. De ce nu ai cerut 5 lei? Ce ziceți? De ce nu i-a cerut? 5 lei. Nu, nu vi se pare că era, era puțin rob? Dacă nu, cumva mai mult. Adică, de ce nu-i cer mai? Mă? Cerem mă, lei. Și du-te cu mașina. Nu. S a dus pe jos. S-a întors seara târziu. Misiune îndeplinită. 40 de km la bord. Rupt. N-am mâncat o zi întreagă. Dar s-a dus și a făcut ce a trebuit. S-a întors înapoi. Ce ai vrut să demonstrezi? Cine te-a pus? E ciudat suntem. Știi, dacă n-ai mentalitatea de copil care zice cereți și vi se va da, cere-mă la tata mea, că -ți dă. Și nu-ți dă o piatră, nu dă, îți dă ce trebuie, dar cere -i că e tatăl tău. Nu cer. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea, ei te a cel îngreșat. Spuneți-mi, vă rog, care e tata? Cel ce taie vițelul îngreșat sau cel ce nu dă niciun ied copilului care e cu minte? Care e tata? Care e profilul tatălui, de fapt, de fond? Că marea problema a tânărului, sau nu, a, a copilului cel mare, a fiului cel mare, a fost că nu că nu i-a dat lui, asta se obișnuise, nici nu mai cerea. Dar problema este, cum adică tu știi să tai și vițelul cel îngrășat, știi și asta? Asta a fost marea problemă, marea descoperire care l-a dat peste cap. Cum tu știi să dai și petreceri? Tu te poți și bucura, tu poți să faci și casa asta frumoasă? Asta a fost marea întrebare, marea surpriză. Poți și așa? Și răspunsul este, da, eu pot și așa. Păi și eu de ce n-am știut? Spuneți-mi mie, cum răspundeți la întrebarea asta, întrebarea fiului cel mare? Da, eu de ce n-am știut că tu știi să tai și vițelul? Fraților, un fiu adevărat ar trebui să știe că inima fiului bate la fel cu inima părintelui. De ce nu mai bate inima la fel? E o problemă. De ce nu-ți mai bate inima la fel în așa fel încât să simți bucuria tatălui? De ce nu-ți mai bate inima la fel? Auziți răspunsul tatălui. Fiule, întotdeauna ești cu mine auziți răspunsul tatălui fiule tu întotdeauna ești cu mine care era, care era darul cel mai mare pe care trebuia să-l aibă copilul ăsta întotdeauna ești cu mine, ce vrei mai mult de atât vrei vițelul vrei vițelul Vrei, iedu? ce vrei mai mult? Ești cu mine totdeauna, nu-ți ajunge, nu te bucură. Vreau să observați surprizele din ambele părți, surpriza fiului cel mare, cum tu știi să tai un vițel, observați surpriza tatălui, cum tu ești cu mine și nu te bucuri. Cum tu ești cu mine în continuu și nu-ți e viața plină de bucurie și aici aș vrea să mă opresc, frații mei, și să vă întreb. Noi suntem teoretic în fiecare zi cu Domnul. Ne e viața plină de bucurie. Asta e tot. Suntem în fiecare zi cu El. Avem și Cuvântul, avem și Biserica, avem și frații, avem tot ceea ce ne trebuie. Și... Câtă bucurie e, câtă sărbătoare e în viață, câtă mulțumire e în viață, câtă rugăciune de mulțumire, nu rugăciune din aia care să i tot cerem, că din asta avem, cât avem. Mă opresc aici. Despre asta a fost vorba azi. Ucenici, ucenici, dar bucuroși suntem. Ucenici, zicem că suntem. Că ucenici, că robi, om vedea noi pacii. A, suntem. Bucurie e. Și vă rog să observați. Finalul pildei fiului risipitor este că fiul ăsta risipitor a învățat să se bucure împreună cu tatăl. Și a fost bucuros. A învățat bucuria. Cea mai frumoasă descoperire care s-a întâmplat în casa aceea. Să te poți bucura împreună cu tată. Reproșul ăla, știi, copilul ăsta al mic, i-am lipsit atât de mult câți ani eu fi lipsit. Eu i-am lipsit, n-am fost cu el. A fost un nefericit că a fost singur, a fost nefericit, de aia a fost nefericit la porci, că n-am fost cu mine. Și acum a venit acasă, lasă-l să fie fericit. Dar tu, că ai fost cu mine tot timpul, tu de ce ai fost nefericit? Tu ce ai avut? E ce ți-a lipsit? Cum strig un cer de tos, de apăre. Așa de Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne strige sufletul de dor după cer.